Dacă vorbim despre drumul județean reabilitat, ar fi trebuit să vedeți înainte cum a fost. N-am adus poze, dar pot să vă aduc desigur. Era un drum construit în anii 50 cu piatră cubică, care pe parcurs ori a fost schimbat, ori a fost distrus total sau parțial. Deci acolo impactul, deși noi am construit pentru mașini, nu pentru, dar de fapt pentru oameni, desigur, pentru că leagă două regiuni în județ, regiunea Chiezdii și regiunea Orboi, și s-a mărit circulația, deci s-a intensificat circulația, dar ieșind din contextul prezentat de domnul primar, desigur, era pentru mașini. Deci impactul era absolut pozitiv, deci nici nu se pune problema în ceea ce înseamnă reabilitarea drumului județean. Iar tot așa, sunt sigur că impactul este pozitiv și absolut pozitiv în ceea ce înseamnă reabilitarea Spitalului Județean de Urgență. Nu am vrut să lungesc aici, desigur, pe agenda Consiliului Județean Covasna, în primul loc, este reabilitarea sistemului sanitar în general. Nu numai pentru faptul că și pe agenda cetățeanului din județul Covasna este reabilitarea sistemului sanitar, dar sigur că nu este o coincidență. În ceea ce înseamnă reabilitare, în ceea ce înseamnă extindere, în ceea ce înseamnă secții noi, în ceea ce înseamnă săli de operații noi, în ceea ce înseamnă mărirea paturilor și în ceea ce înseamnă aparatură medicală. Dar nu ne-am oprit aici. Între timp am construit o clădire foarte, foarte bună, conform standardele europene, pentru medicină legală. Între timp, împreună cu orașul Sfântul Gheorghe și împreună cu Fundația Studium din Târgu Mureș, am construit 6 apartamente, locuințe de serviciu pentru medici. În plus, avem un program județean în ceea ce înseamnă reabilitarea cabinetelor medicale din mediul rural. Pentru că e frumos și este important locomotiva județului Sfântul Gheorghe, dar județul nu e numai Sfântul Gheorghe, sau nu e numai Târgu Secuiesc și Sfântul Gheorghe, sau nu sunt numai orașele. Deci ne-am gândit, am derulat un program județean, deși, și aici spun cu amărăciune, deși acest program trebuie derulat de Guvernul României, de altfel, există și suport legislativ, că există o ordonanță de urgență care a pornit PNDL-ul, în care este cuprins și reabilitarea acestor cabinete medicale din mediul rural, numai că nu s-a pus niciodată buget lângă acest vis frumos. Noi am visat, am rezolvat, am pus buget, anul trecut, de altfel, au fost reabilitate 8 cabinete medicale din mediul rural. Poate fi puțin, dar este esențial pentru acei oameni care necesită în prima fază și intră în prima fază în comuna lui. În comuna respectivă intră la medici. Deci, în ceea ce înseamnă reabilitarea sistemului medical în județul Covasna, este o parte însemnată, cea mai mare parte este reabilitarea spitalului de urgență. Dar, în general, avem o viziune în ceea ce înseamnă reabilitarea sistemului medical. Deci, impactul, pe scurt, este pozitiv.